un vis care orice jucător de înaltă performanță și-l dorește și este o experiență nedescris și o bucurie. Sunt foarte muncitoare și ambițioasă. Cred că disciplina. Încerc să stau liniștită eu cu mine înainte de fiecare meci, eventual să ascult o muzică și respirând. Este cel mai mare vis a întregii țări, pentru că este singura medalie care ne lipsește la Jocurile Olimpice și sperăm din toată inima să o aducem noi anul acesta acasă de la Paris.